Consilierii locali din municipiul Deva s-au întrunit astăzi în ședință extraordinară. Pe lângă punctele de pe ordinea de zi a fost ridicată și problema locurilor de parcare din zona centrală a orașului, acestea lipsind practic, întrucât întreg perimetrul este în reabilitare. Reprezentanții municipalității au venit cu o veste bună pentru cei care vin cu mașinile în zona centrului istoric al Devei, anunțând că parcarea de lângă centrul militar județean, cea de la Ceapa Roșie, cum este mai bine cunoscută locația, va fi deschisă la sfârșitul săptămânii viitoare. Colegii mei consilieri au observat că sunt probleme deja cu locurile de parcare din zona centrului istoric. Știm aici foarte bine că tot pe program european se reface, se reabilitează tot centru. Știm foarte bine că s-a închis această parcare din publică din spatele restaurantului Ceapă Roșie și am promis, cum de fapt am și spus-o de la început, din data de 15 iulie va funcționa parcarea publică din spatele primăriei, să-i spunem așa. Lucrările de reabilitare de pe centrul istoric al municipiului Deva sunt prevăzute a se finaliza, conform contractului de execuție, în luna decembrie a acestui an.